Spune persoană. Zi, continuă. Vorbește. Când vorbești cu o persoană și spui, bă, uite, țin la tine și mi-ești dragă, i-am spus Kinga, poate o să mi-ai spun, nu știu, și Larisa și Ștefanie sau așa mai departe, atât timp cât eu nu mă cunosc cu ea, dacă eu mă cunosc cu ea și deja ne sărutăm, că am înțeles că v-aș și săruta, nu? Da, da, da. Păi da, și atunci dacă îi spui păi, că exact, asta zic și eu, una păi este să nu, nu poți să spui că ții la ea ca... Una este să zic că eu nu... Simpatizez. Că nu poți să zici, bă, eu te iubesc, că dacă îi spuneai, bă, eu te iubesc ca un prieten, pensam că ai greșit-o aici. Deci, una este să-mi zic că eu nu-s că ține la mine atâta timp cât eu n-am nicio legătură cu el, suntem strict prieteni, și una este să-mi zici tu, Radu, atâta timp când mă sărut cu tine, mă țin în brațe. După o anumită perioadă, trecuse deja câteva zile și ți-am spus că țin la tine, dar nu ți-am spus te iubesc, asta vreau să încerc să cântăresc. Te iubesc și țin la tine sunt două lucruri total diferite, n-au nicio legătură. Cred că Radu nu ține cont că voi vă sărutați. Eu cred că voi... Radu le înțelege că ea în situația aia, eu nu acum nu s-ar pretind să știu, ea în situația aia și-a făcut așteptări, pentru că eu dacă... așteptări, eu n-am făcut. Auzi, dar dacă stai să iei așa, tu ai mai avut relații, nu? Așa. Păi ție, dacă zice un băiat, deja te duci cu gândul în partea aia de vai, că fac filme. Da, mă, da, dar spune că da, ai avut și relații, adică eu la aia mă refer, tu te duci așa cu gândul că ți-o dat... Da, pare aia, i-a dat foarte multă speranțe, i-a dat foarte multe speranțe. Larisa, nu are ziua și la aia. Când e tot cu noi... Oricum e tânără, are 19 ani. Poate gândezi eu diferit de voi, dar nu ai 14 ani să te duci cu gândul așa de departe. Exact, da, gata, mi-a zis că mi-a vorbit despre multă gata, mâine mai are mi-a dat niște semne și speranțe. Da, dar semnele astea se le poate da și alb. Aia care poate că nu are nimic cu tine. Eu acum să fiu toți pe aici să mă link cu ei. Fii atent, fiind în camera roșie, ești ca și cum ai fi într-o bulă acolo și poți să-ți te concentrezi numai la exact ceea ce vorbești acolo, înțelegi? Da, nu, de camera roșie e o cameră unde tu și persoana aveți o intimitate și vorbiți, exact, ar veni lucruri doar voi. Exact, și exact, sunteți venit din ce în ce mai apropiat. Dar lucrurile astea se întâmplă și în afară, la Larisa, da, are dreptate. Nu e ca și cum dacă vine un băiat și spune, băi, cum te vezi, cum ne vedem peste 3 ani, înțelegi? Eu vreau să văd perspectiva ta. Fiind acolo, nu-s mai cu transmitere. Te vezi cu mine, băritată, nu știu ce, vreau să văd cum gândești tu. Tu poate îmi spuneai, de exemplu, eu, Radule, nu mă văd băritată cu tine, mie nu-mi plac copiii. Și mie îmi plac copiii și poate aș fi considerat că noi doi nu ne potrivim din chestia asta, înțelegi de ce te întrebam? Păi dau, dacă îți tot copii? N-are nicio legătură, întorci rău de tot, vreau și te-a pus. Nu, nu are. Ba da, are. Pentru că dacă ea ți-o confirmat ceea ce ai spus tu, trebuia să mergi până în pânzele albe, dar te-ai oprit. Păi da, dacă eu n-am simțit în continuare, nu mai ți-am oprit. Este, asta încearcă să spună și ea. De ce trebuie să fiu judecat că m-am oprit? Nu e judecat! Păi nu, Sorin, ți-a spus că trebuia să mergi. Și eu am fost judecată, și eu am fost judecată din cauza ta, că tu le dădeai altă impresie băieților și cu mine erai altfel. Ascultați-mă puțin. Treaba stă în felul următor, părerea mea. Una e să ai atracție fizică vis-a-vis de o femeie, una e să dezvolți sentimente față de femeie. Sunt două lucruri exact total diferite. Păi el a aruncat foarte multe cuvinte în vânt. Scuze-mă puțin. Te scuz. Sunt două chestii total diferite, două străzi diferite. El a vrut strada să încerce să apropie de ea prin strada. Nu, mă, greșești și tu. Să-i placă fiind. Nu e adevărat. Greșești. Dragoș, păi cum facem? Ia stai așa. Eu așa când am intrat în casă, Radu n-a avut atracție fizică pentru mine. Ta. După cum am început să vorbesc cu el și să comunicăm mai bine, a început să aibă atracție fizică. Nu, am avut atracție fizică față de tine, dar tu ai venit cu top 3. Mie mi-a plăcut de el. Așa ai venit cu top 3. Că am reușit să... Eu foarte greu mă deschid în fața unui om. Și cu el am fost, am vorbit foarte mult și am vorbit liber și nu mă așteptam la lucrul ăsta. Asta grație la el, mă. Păi Radu poate vorbi foarte frumos. Păi am observat că și cu la fel nu mă așteptam. Nu a fost numai atracție fizică, pentru că ea se plânge că eu spus și multe cuvinte. I-a spus țin la tine. Da, țin la tine și ce? Adică țin la tine, nu e, n-aia nu i-a spus te iubesc. În fața poporului, la femeie, că te-ai vedea cu mine, că... De ce l-a greșit cu așa? Da, cumva eu le-am spus țin la tine, m-am atașat foarte mult de tine, vreau să te cunosc mai mult. Dulce gări. Ea fiind îndrăgostită, s-a dus exact acasă, s-a pus eu capul pe pernă și s-a gândit la prochea. Da. Logică, exact. Hai, faza, are 19 ani, frate, a trecut prin dezamăgiri multe sau exact cum a spus Larisa, nu știu de ori să dacă le spunea cineva afară, nu cred că le luai așa în serios. Hai. Le împar cu apă? Te simți bine? Da. Să te pregătești de bine. Aduci mie un par cu apă. Vine să te bată, gata. Vreau să rutar atât. Camera roșie. O, când o așteptam. Tu ia Radu înainte, grație. N-are nimic, mă așteaptă acolo. Îi mai fac botez o dată. Vrem să vedem, vrem să vedem și noi.
Of, 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 arătați camera roșie. Dragoste. Da, a fost nașpa și a zis, s-a și contrazis, a zis că n-am simțit, dar după aceea să stai că eu am simțit, ba nu n-am simțit. Băi, i-a dat și fizic motive, i-a dat și fizic și i-a dat și mental, i-a dat cuvinte, emoțional, înțelegi? Camera roșie, vrem să o vedem și noi. Nu gestionat, n-are experiență, nu gestionat atât. Ea să știi că e foarte drăgăstoasă, adică și eu din cât am văzut că are tendința de a se apropia, îmi spunea că ea... Ei place să fie alintat. Păi, sincer, eu am crezut o falsă, dar uite că nu, nu e falsă. N-a fost falsă. Și ce făcea Radu? Pe cine e fals? E Radu. Radu. V-am spus că nu e falsă. Păi și ce făcea Radu? Radu se ducea la fată. Aia cred că a fost mai mult inconștient. Și la noi venea și spunea... S-a jucat. Spunea mereu că nu simte nimic pentru ea. De aia spuneam, despartă-mă de ea. De aia spuneam mereu. Da. Hai, Radu, hai. Te știi? Îți spun din start, nu face vreo fază urâtă ca să... Uite-i jos! Închide ușa! Dai voie să te pup, nu? Nu. Ok. Dacă vrei discutăm calm, îți explic despre ce este vorba. Lasă-mi spune-ți. Da. De ce m-ai mințit? Cu ce grațiel? Dacă vedeai că nu simți, de ce... N-am vrut să te rănesc așa, nu știam cum să spun. Pentru că eu nu... Sincer, uite, întreabă băieții, mă ceam la băieți și le spuneam, ai văzut, le-am zis, băieții, nu știu ce să fac să-i spun, dar asta a fost... Mă, omule, tu gândești? Da, tu... gândesc, îți spun eu. Nu, deci tu, în momentul în care veneai la mine, ok, te duceai la băieți și le ziceai, nu știu cum să reacționezi așa, dar în momentul ăla nu mai veneai și îmi ziceai mie vorbe frumoase. Dacă nu știai cum să faci, o lăsai mai moale, treptat, treptat, nu veneai, mă țineai în brațe, mă pupai, îmi ziceai vorbe super drăguțe, pentru că eu, plăcându-mi de tine și tu știind chestia asta, eu normal că mă duceam acasă și mă gândeam, chiar are dreptate, Radu, că e chiar nu știu ce, mai vedeam și poze și videoclipuri și mesaje. Da, într-adevăr, ți-am spus, eu țin la tine și am ținut la tine, dar eu m-am referit mine, doar ca nu om. Nu dai cum să ții la înțelegi? Mine și la nimeni, n-ai cum să ții atât. Că dacă eu aș fi spus că vreau o relație serioasă cu tine, ți-aș fi spus că nu mai suntem în cunoaștere și ți-aș fi spus că te iubesc sau cuvinte mult mai mari. Eu când am spus țin la tine, mă refer, de exemplu, țin la tine ca persoană, că oricum vorba românească zici? Are mai multe înțelesuri, știi? Noi putem să ținem discuția asta până mâine, că tu oricum o țipa ta și o țipa mea. Fiecare avem opinii și păreri diferite, dar exact. Învață pe viitor. N-ai cum să zici unei persoane cu care te săruți și unei fete care știi că îi place de tine, țin la tine și tu să nu ții. Ba da, țin, sau dar nu la modul ăla, știi? Spune, țin la tine, dar într-un alt mod, nu la modul la dar care te gândești întrebările pe tu. Care ți le-am pus eu, le-ai înțeles sub ce context? Vreau să de văd o perspectivă noastră în viitor. Altfel. Tu ai aruncat doar întrebările și ai lăsat așa, lăsându-o păi nu, la un moment dat îți spuneam, mine, hai să ne cunoaștem, lăsând... știi? Că spuneam, zic, grație, hai să vorbim despre noi, să ne cunoaștem. Cum ne vedem noi peste 5 ani, știi? Și tu spuneai, păi eu văd nunta, țin minte și acum, ai spus că în păduri și ți-am spus că mie îmi place la mine, la salon sau nu mai știu. Tu ai zis că la mare. La mare. Fiecare om vede perspectiva lui și... Altă dată când mai vorbești cu o fată și încerci să cunoști o fată, nu doar îi arunci întrebările și exemplifici și zici, vreau să ne cunoaștem în nu știu ce mod. Ți-am pus întrebarea asta pentru că nu doar îi pui, cum te vezi cu mine la nuntă? Cum te vezi cu mine, nu știu câți copii vrei da, să ai? Da, în afară acasă, dacă le primeai, le tratai la fel? Păi depinde ce situație era între mine și persoana respectivă, nu? De cunoaștere. N-a fost nu, în afară nu există, cum zici tu, cunoaștere. În afară vorbește, vezi și vezi cum stă treaba. Dacă te păi tot cunoaștere este. Nu pot să mă sărut cu o persoană dacă nu simt. Și nu mă sărut cu o persoană doar să văd eu dacă sunt compatibilă cu ea, cum ai zis tu. Eu ți-am zis de la început anumite lucruri și știai despre mine și știai și poste. Dar și tu erai conștientă că și tu erai conștientă că noi doi suntem în cunoaștere, știi? Da, eram conștientă, dar din moment ce ai vrut să mă sărut, m-am gândit deja la mai multe. Sincer, îmi pare rău că ți-ai făcut impresiile astea. Nu mi-a făcut nicio părere, nu mi-a făcut nicio impresie, tu mi-ai lăsat asta. Și... îmi pare rău că ți-ai făcut... Nu mă speria, nu. Nu, nu, stai cu minte, nu faci de astea în camera roșie, serios. Nu, e urât. Îmi pare rău că ți-ai făcut impresiile astea despre mine și îmi cer scuze dacă cumva te-am rănit.